În numele Domnului Iisus vom intona imnul 114, spre crucea ta uimit privesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din nou că ne-ai adus împreună ca să auzim cuvântul tău. Te rugăm, ajută-ne tu să vedem cum cuvântul tău scris, Biblia ta, ne dă tărie de caracter, ne dă echilibru mental și spiritual. Te rugăm, ajută-ne tu să ne luăm timp pentru cuvântul tău, să ascultăm ceea ce tu ne ai de vorbit în această dimineață și te rugăm, dă tu putere și Duhul tău cel Sfânt, vorbitorului nostru, ca să ne dea mesajul tău pentru inimile și viețile noastre. Și îți mulțumim. Amin. Thank you.
I really like this church. Îmi place foarte mult această biserică. I like how it looks like. I think this wall has been changed since last time I came, I think. Îmi place cum arată biserica. Cred că ați schimbat peretele din spate de când am fost eu ultima dată. I like that you stand up to pray. Every time you pray, you stand. That's very nice. Îmi place că atunci când vă rugați, vă ridicați în picioare. Este un lucru foarte frumos. And when I see the choir, it seems like a big family. Și când văd that, corul, you guys are friends and just come and sing together. Mi se pare ca o familie mare, prieteni care se adună și cântă lui Dumnezeu. So if I someday I need a church, I learn from Romanian and I come here. It's a very nice church. Așa că dacă îmi trebuie vreodată o biserică nouă, o să învăț românește și vin la biserica dumneavoastră. I thank Irina and the chair for the invitation, and I hope that what we share today will be a blessing for each of us. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper că ceea ce va fi prezentat aici va fi o binecuvântare pentru dumneavoastră. Let's pray one more time. Să ne rugăm încă o dată. Our Heavenly Father, we thank you that you are a good father. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că ești un tată bun. We thank you for the guidance you give us in the Bible. Îți mulțumim pentru călăuzirea pe care ne-o dai în Scriptură. And as we try to learn lessons from the life of Jesus, we ask that your Holy Spirit will be with us. Și cerem ca Duhul tău cel sfânt să fie cu noi atunci când vom învăța din viața Domnului Hristos lecții importante. In Jesus' name, amen. În numele Domnului Iisus, amen. I should have said this before prayer, but I envy Ionel that he doesn't need glasses. I'm coming to the point where I need mai, them. Din timp, dar sunt gelos pe Ionel că n-are nevoie de ochelari. Eu am nevoie de ei. I believe all of us want to go to heaven. Toți dorim să mergem la cer, cred. And I think that we can see the prophecies are being fulfilled. Și cred că putem vedea că profețiile se împlinesc. Even people that don't believe in the Bible, they see that this world cannot keep going for many more years the way the situation is. Chiar și cei care nu cred în Biblie văd că lumea nu poate să continuă pe cursul pe care a pornit. Jesus said that he is the way. Domnul Iisus a zis că el este calea. So I would like to, that we try to follow Jesus through his way before and after the cross as he ascended to heaven. Așa că să privim la calea Domnului Iisus înainte și după cruce. There are many prophecies that we can see have been fulfilled and are being fulfilled. I have no doubt that you know about that. Sunt multe profeții pe care le vedem împlinindu-se și au fost deja împlinite. Sunt sigur că dumneavoastră le urmăriți. But there is something that Helen White wrote that I will call it a prophecy that needs to be fulfilled before Jesus comes. Dar mai este ceva, un fel de profeție care trebuie să se împlinească înainte ca Domnul Iisus să vină și se găsește în spiritul profetic. She says, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people. Zice dânsa, când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, then he will come to claim them as his own. Atunci el va veni să ia la sine ca fiind ai săi. There are not only external, to call external prophecies that need to be fulfilled. Nu sunt doar profeții externe care trebuie să se împlinească, but there are internal prophecies that need to be fulfilled. Dar sunt profeții interne care trebuie împlinite. We need to become Christ-like, otherwise he will not come. Trebuie să fim ca Hristos, altfel el nu va veni. Or if he comes, he might take the one that are like him, but he may not take us. Dar dacă vine, poate noi credem că suntem ca el, dar nu ne va lua cu el. So let's start looking at Jesus and learning from him in his way through the cross to heaven. Deci să privim la Iisus, să învățăm de la El pe calea Lui de la cruce spre cer. We are going to read John 13, 1 to 5. Vom citi din Ioan 13, versetele 1 la 5. I think for clarity will be easier if I read all the verses and then you read the rest and then we'll comment. Sure. Deci pentru claritate vom citi în engleză, apoi în românește. Ioan 13, 1 la 5. It says, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Jesus Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he was come from God and went to God, he rise from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. In these verses we see that Jesus knew two things. În aceste versete vedem că Domnul Iisus știa două lucruri. In verse 1 it says that he knew he was departing from this world to the Father. În primul verset zice că el știa că venise de la Domnul și pleca din această lume. And we also know that this is not our final home. Și noi știm că aceasta nu este destinația noastră finală, căminul nostru. We also know that we are departing from this world to the Father. Și știm că și noi plecăm din această lume și mergem spre Tatăl. In verse 3 it says that he knew the Father had given him all things into his hands. Și în versetul 2 zice știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. We can know that also God is giving everything to us. Și noi putem ști că Domnul ne-a dat toate lucrurile. In 1 Corinthians 3, 22 and 23, it reads, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours and you are Christ and Christ is God's. În 1 Corinteni 3, 22 cu 23 spune, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu. So Jesus had theological knowledge. Deci Domnul Iisus avea o cunoaștere teologică. There are things that he knew. Sunt lucruri care el le cunoștea. The theological knowledge that Jesus had led him to love and serve others. Și această cunoștință pe care o avea Domnul Iisus teologică l-a condus să iubească și să servească pe cei din jur. His concern was not how to save himself, but how to use the time he had left to love others. El nu se preocupa cu cum să se salveze pe sine, ci cum să folosesc timpul care mi-a rămas spre a salva pe alții. So I ask myself and I ask you, what do we do with the knowledge, theological knowledge we have? Și mă întreb pe mine însumi și pe dumneavoastră. Ce facem noi cu cunoștința teologică pe care o avem noi? Is this knowledge making us serve and love more others? Această cunoștință ne face să servim și să ajutăm pe oameni mai mult? Or feel proud about it? Sau să fim mândri de ceea ce știm? When the character of Christ shall be perfectly represented in his people. Când caracterul lui Hristos va fi perfect reprezentat în poporul lui. Then, but not before. Atunci și nu înainte. He will come to claim them as his own. El va veni să ia pe ai lui. Let's look now at John 14:30. Acum să privim la Ioan 14, versetul 30. John 14:30 says, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me. Ioan 14:30, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. The Bible says, is the book of Daniel, that there is a crisis coming, which was a crisis such as never was before. Știm în cartea lui Daniel, Biblia ne spune că va veni o criză cum n-a mai fost vreodată. As we think of this crisis, we should have two concerns. Și când ne gândim la această criză, trebuie să să avem două preocupări principale. And God, in His mercy, has given us knowledge through the writing of Helen White and the Bible of how to prepare for that crisis. Și prin mila lui Dumnezeu, El ne-a dat instrucțiuni în Biblie și în Spiritul Profetic despre cum să ne pregătim pentru acea criză. Externally, we are supposed to live in the countryside when possible and do things that will help us have food and water when these difficult times come. Partea externă este să ne luăm case, locuințe la țară, să avem mâncare la îndemână când aceste lucruri sunt necesare și este nevoie de ele. But then there is the internal preparation. Dar apoi există și prepararea internă care trebuie să aibă loc.
As Jesus said, hopefully we could also say the devil has nothing in me. Sper că așa cum Domnul Iisus a spus, diavolul nu are nimic în mine, să putem spune și noi același lucru. So we have a question for Jesus. Deci avem o întrebare pentru Domnul Iisus. Jesus, you are going to the cross. Domnul Iisus, mergi spre cruce. How can you say the devil has nothing in you when you know that in a few hours he will literally destroy you physically? Cum poți să spui că diavolul nu are nimic în tine când el te va distruge în câteva ore? So I think Jesus could give us two verses to answer this question. Și cred că Domnul Iisus ne-a răspunde prin două versete. We look to John 8:29. Vom privi la Ioan 8:29. Jesus speaking. Domnul Iisus vorbește. And he said, "And he that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I do always those things that pleases him." Cel ce m-a trimis e cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. The devil has nothing in me because I do always everything that is pleases God. Diavolul nu are nimic în mine, pentru că eu totdeauna fac ceea ce e plăcut lui Dumnezeu. I do God's will when I'm with his disciples. Fac voia lui atunci când sunt cu ucenicii. I do God's will when I'm spirit in the face. Când mi se scuipă în față, eu fac voia lui. I keep doing God's will with many disciples leave me. Eu fac voia lui când mulți ucenici mă părăsesc. So the question for us is, do we always do our Father's will? Așa că întrebarea pentru noi este, facem noi voia Tatălui mereu? What happens when we lose a job? Ce se întâmplă când pierdem o slujbă? When we get angry. Când ne supărăm? When we are in vacation having a great time. Când suntem în vacanță și ne desfătăm? Do we always do the Father's will? Facem totdeauna voința Tatălui? Maybe the second verse that Jesus will mention is Isaiah 59:2. Și poate al doilea răspuns ar veni din al Domnului Iisus ar veni din Isaia 59:2. Isaiah 59:2, and it's a verse that you know. Știu că este un verset cunoscut, Isaia 59:2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Jesus could say that the devil had nothing in him, not because he was not going to be affected externally. Domnul Iisus a zis că diavolul nu are nimic în el, nu din cauza că nu avea să fie asaltat din extern în suflet. But regardless what happened to him externally, he will not let Satan inside and he will not allow sin inside. Dar orice i s-ar întâmpla pe din afară, el nu avea de gând să-i permită diavolului să intre înăuntru. Hopefully we can learn from Jesus that as we prepare for the crisis to come externally, we will also, with his grace, cleanse our hearts, that we can also say there is nothing in me from Satan. Cu ajutorul Domnului, noi să fim pregătiți în așa fel atunci când criza va veni din afară, Satana să nu găsească nimic în noi cu care să aibă câștig de cauză. When the character of Christ shall be perfectly represented in his people. Când caracterul lui Hristos va fi perfect reprezentat în poporul său. Then he will come to claim them as his own. Atunci el va veni să-i reclame pe ai lui. Let's go to John 17:25-26. Acum să privim la Ioan 17, versetele 25 și 26. We know the prayer in John 17. It's a prayer that Jesus prayed for his disciples. Știm că Ioan 17 cuprinde rugăciunea Domnului Iisus pentru ucenicii săi. He knew very clearly that, again, we are following Jesus in his way to the cross. Deci, încă o dată, noi urmărim calea Domnului Iisus spre cruce. And he says this. Și el spune așa. O righteous Father, the world has not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. And I have declared unto them thy name. And I will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut. Și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. This last phrase was when I read it really hit me.
Această ultimă frază, când am citit-o, m-a atins adânc. The love wherewith thou hast loved me may be in them. Ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei. Jesus was on his way to the cross, but he didn't doubt God's love for him. Domnul Iisus mergea spre cruce, însă nu avea niciun dubiu despre dragostea Tatălui pentru el. 1 John 4:10 says, herein is love, not that we love God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. 1 Ioan 4:10 spune: Și dragostea sa nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. And if you want to follow, I'll ask you to look for Romans 8:35-39. Și vă invit să deschideți Bibliile la Romani 8, versetele 35-39. Romans 8:35-39 says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities, nor powers nor things present, nor things to come, nor height nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințat, căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. I read this the commentary in the Bible commentary on these verses. Am citit comentariul biblic asupra acestor versete. It was interesting because it says the question is not whether Jesus will leave us. Și era foarte interesant ce spune acolo. Zice, problema nu este dacă Domnul Iisus ne va părăsi pe noi. The question is, are we going to allow these problems and sufferings separate us from God? Întrebarea este dacă noi vom permite acestor probleme să ne separe pe noi de Dumnezeu. Even though Jesus was going to the cross to suffer, he was sure that the Father loved him. Deși mergea spre cruce, Domnul Iisus era sigur că Tatăl îl iubea. Are we sure of God's love when things don't go well in our life? Suntem noi siguri de dragostea lui Dumnezeu când lucrurile nu merg bine în viața noastră? When tribulation, distress and famine come, do these things separate us from God? Când strâmtorarea, prigoana și foametea vin, oare aceste lucruri ne separă de Dumnezeu? Or do we keep looking at the cross saying, in the cross you already have shown me how much you love me. I will not distrust your love because of this temporary suffering. Sau privim noi la cruce spunând, la cruce mi-ai arătat că mă iubești. Eu nu voi manifesta necredință în dragostea ta din cauza suferințelor acestora temporare. Regardless of what happened to him, Jesus was close to his Father and was certain of his love. Indiferent de ce i se întâmpla, Domnul Iisus era apropiat cu Tatălui și era sigur de dragostea lui. When the character of Christ shall be perfectly represented in his people. Când caracterul lui Hristos va fi reprezentat perfect în poporul lui. Then he shall come to claim them as his own. Atunci va veni să ia la el, pe ai lui. It's interesting, but sometimes we think, well, if I'm a Christian, people can do whatever to me and that's fine. I have to be nice. I'm a Christian. Uneori avem o greșită înțelegere că atunci când sunt creștin, oricine poate să-mi facă orice și ok. So let's read John 18:20-23 and learn a principle there. Dar să privim la Ioan 18:20-23 și să vedem acolo un principiu important. This is when Jesus is being the judge and Caiaphas asks him a question. Aici Domnul Iisus este judecat, iar Caiafa îl întreabă o întrebare. And then Jesus answers. Și Domnul Iisus răspunde.
Jesus answered him, I spake openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple, where the Jews always resort, and in secret have I said nothing. Why ask you me? Ask them which hear me, what have I said? Behold, they know what I said. And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou to the high priest so? Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil. But if well, why smitest me? Iisus i-a răspuns, Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde s-adunau toți iudeii, și n-am spus nimic nascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre lucrurile pe care le-am vorbit. Iată, aceia știu ceea ce am spus. La uzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? So interesting because Jesus was going to be literally, physically destroyed. Interesant, Domnul Iisus avea acum să aștepte să fie distrus literal și fizic. And this soldier only slapped him. Și acest aproz i-a dat doar o palmă. But he said, why do you slap? Și l-a întrebat, dar de ce mă bați? I think it's a good principle to have that it is non-unchristian to put limits. Deci e important să înțelegem că nu este lipsit de caracterul de creștin să pui anumite limite în viață. Dar as we are in communion with God, doesn't mean that nobody can tell us anything because we get angry. Dar asta nu înseamnă, pe altă parte, dacă noi suntem în legătură bună cu Dumnezeu, dacă vine cineva și îmi spune ceva, imediat mă supăr. But as we are in communion with God, God can tell us this is enough. You don't need this. Dar când suntem în comuniune cu Dumnezeu, El ne arată. E destul, a ajuns prea departe ce se întâmplă aici. Let's keep following Jesus towards the cross. Let's go to Luke 22:44. Să urmărim pe Domnul Iisus mai departe pe drumul lui spre cruce, în Luca 22, versetul 44. It says, and being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was, as it were, great drops of blood falling down from the ground. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. I'm sure all of you have had problems. Sunt sigur că toți ați avut probleme. I'm sure all of you have had pain, probably deep pain. Cred că toți ați avut dureri adânci. And probably some of you or all of you at some point felt like this is too much pain. Și probabil mulți dintre dumneavoastră ați simțit că este mult prea multă durere. So what do we do when we are in agony? Ce facem noi atunci când suntem în agonie? The Bible says that he prayed more earnestly. Biblia spune că el s-a rugat mai sârguincios. I wonder if do we make plans more earnestly? Mă întreb, noi planificăm mai intens când suntem în necazuri? Do we complain more earnestly? Murmurăm mai mult? Or do we pray more earnestly and say with Jacob, I will not let you go unless you bless me? Sau ne rugăm mai sârguincioși și spunem cu Iacov, nu-ți dau drumul până nu mă vei binecuvânta. Last night it came to my mind the story of Moses, how every time he had problems with the people. Am citit despre Moise, de fiecare dată când avea probleme cu poporul Israel, he knelt down on the spot and prayed. Se îngenunchea acolo pe moment și se ruga lui Dumnezeu. I was thinking when I have problem either with family members or staff member or with somebody, is prayer the first thing that comes to mind? M-am gândit când am avut probleme în familie, cu membrii de la servici, cu personalul de acolo. Care e primul gând? M-am gândit la rugăciune în primul rând. So hopefully we can learn from Jesus that when we have problems, it's not to try harder. It's not to try to convince others, but prostrate in front of him. Deci să învățăm de la Domnul Iisus, când vin necazuri, nu trebuie să ne luptăm cu mai multă sârguință să reușim prin puterea noastră, ci să mergem la El în rugăciune pentru ajutor. To have full surrender in that situation, expecting the Father to tell us what to do. Să avem un duh
complet supus Tatălui, ca El să ne spună ce trebuie făcut în acel moment. When the character of Christ shall perfectly be resembled in his children. Când caracterul lui Hristos va fi oglindit perfect în copiii lui. Then he will come to claim them as his own. Atunci el va veni ca să-i reclame ca ai lui. So we are getting to the cross now and we go to Galatians 2:20. Apoi să deschidem la Galateni 2:20. It's a beautiful verse that I'm sure we all have memorized. Este un verset minunat și sunt sigur că l-am memorizat. And Paul says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. We finally come to the cross, where according to Paul, we must go every day. Am ajuns în sfârșit la cruce, unde Pavel zice că trebuie să ajungem în fiecare zi. I am crucified, it is painful, but I am not alone. Sunt crucificat, doare, dar nu sunt singur. Next to me is someone who should not be there, and he's even in more pain than I am. Lângă mine este cineva care nu merită să fie acolo și îl doare mai rău pe el decât pe mine. So what do I see when I look at Jesus in the cross? Deci ce văd când privesc la Isus pe cruce? Because if I'm crucified with Christ, I should act with my cross the same way he acted. Pentru că dacă sunt crucificat sau răstignit cu el, voi purta crucea mea așa cum a purtat-o el. I see full submission to the Father's will. Văd supunere deplină față de voința Tatălui. Patience in suffering. Răbdare în suferință. Deaf ears to hurtful words. Urechi care sunt surde față de cuvinte jignitoare. Forgiveness and mercy for his enemy, even for the thief who was recently cursing him. Iertare și milă pentru vrăjmaș, chiar pentru tâlharul care de curând îl înjurase. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus perfect în poporul lui. Then he will come to claim them as his own. Atunci el va veni să-i reclame ca ai lui. So we cross, we pass the cross, and we get to John 20, verses 15 to 17. Am trecut de cruce. Acum ajungem la Ioan 20, 15 la 17. We are following Jesus on his way to heaven. Acum îl urmărim pe Hristos în drumul său spre cer. And the verses we're going to read is right when you remember Mary goes early Sunday to see and to anoint Jesus. Și versetele care le vom citi se găsesc în contextul când, știți, Maria s-a dus să-l găsească pe Domnul Iisus duminică dimineață. Sorry, she sees the angels. Ea vede îngerii. She sees that the tomb is empty. Vede mormântul gol. And she thought somebody stole my master. Și s-a gândit cineva a luat pe maestru de aici, l-a furat. And then Jesus comes incognito there. Și Domnul vine fără să-și dea ea seama, vine acolo. And this is what we read John 20, 15 to 17. Și aici găsim următoarele versete. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, said unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus said unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Femeia i-a zis, femeie i-a zis Iisus, De ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Did Jesus love Mary? Domnul Iisus o iubea pe Maria. She was much better than the disciples. Ea era mult mai bună decât ucenicii. She was one of the latest to leave.
and the first to come. Era ultima să plece și prima să vină. Helen White said that Jesus had 7 times taken this bad spirit from her. Zice că Domnul Iisus de 7 ori scosese demon din ea. We are sure that Jesus loved Mary. Noi suntem siguri că Domnul Iisus a iubit-o pe Maria. But he seems a little bit cold towards her here. Dar aici pare puțin rece față de ea. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. Nu mă ține că n-am ajuns încă la Tatăl. What we learn here is that our communion with God comes first. Ceea ce învățăm aici este că legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. It doesn't matter how much you love your husband, your wife, your children, your work, your ministry. Don't do anything until you have ascended to your Father. Nu contează cât iubim pe familia, copiii noștri, prietenii noștri, serviciul nostru, lucrarea misionară pe care o avem sau orice altceva, legătura noastră cu Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. The first commandment said Jesus, the most important is love your God. Prima poruncă, cea mai importantă pe care a spus-o Domnul Iisus, este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. First God. Mai întâi Dumnezeu. Then family, work, ministry. Și apoi familia, lucrarea pentru Dumnezeu și serviciu. And if we first spend time with God. Și dacă petrecem timp cu Dumnezeu mai întâi, we will love our family, our ministry and our jobs. Vom iubi familia noastră, lucrarea pe care o avem de făcut și serviciul pe care îl facem. Somebody said, if I don't pray, one day nobody notices it. Nobody knows it. Cineva a spus odată, dacă nu mă rog o zi, nimeni nu-și dă seama. If I don't pray 3 days, my wife notices it. Dacă de 3 zile nu mă rog, soția mea își dă seama. If I don't pray 5 days, everybody knows it. Și după 5 zile toată lumea știe că nu m-am rugat. The best thing we can do for our family, for our ministry and for our jobs is to spend time with Christ. Lucrul cel mai bun pe care îl putem face pentru familiile noastre, lucrarea pe care o îndeplinim și serviciul nostru este să petrecem timp cu Dumnezeu. And let's read a verse that sometimes I feel it shouldn't be in the Bible. It doesn't make Jesus look too good. Și să citim acum un text care poate mie mi se pare că n-ar trebui să fie aici, că nu-l pune pe Domnul într-o lumină în lumina cea mai bună. Let's go to Luke 5, verses 15 and 16. Să mergem la Luca 5, 15 la 16. 15 și 16. Luke 5:15-16. But so much the more went there a fame abroad of him, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness to pray. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Now, imagine that the first elder, I don't know who is the first elder. Imaginați-vă că prezbiterul, nu știu care este prezbiter aici. He can make miracles. El poate să facă minuni. So, Friday night, the whole church bring neighbors and people that are sick. Așa că vineri seara, voi aduceți pe toți vecinii dumneavoastră și pe toți bolnavii pe care îi cunoașteți. And you see that your turn is coming, like it, 5 people, then it's your turn. Și tu ești la rând și mai sunt 5 în fața dumneavoastră. And Jesus says, I'm sorry, I need to go to pray. Și Domnul zice, îmi pare rău, trebuie să mă duc să mă rog. How will you feel? Cum te simți? But the Bible said this is what he did. Dar zice că Biblia spune că el a trebuit să facă acest lucru. Not even good works, not even ministry will separate him from God. Nici chiar lucrarea pentru Dumnezeu nu trebuie să ne separe de Dumnezeu. I'm not saying that we have to pray all day and don't work. Nu zic că trebuie să ne rugăm tot timpul și să nu lucrăm. But we have to be sure that today we will have time alone with God. Dar trebuie să fim siguri că astăzi voi avea timp separat cu Dumnezeu. Today, regardless choir, the board, the meeting in the afternoon, the other Zoom meeting. No, today I will leave one of those things if I have had no time with Jesus. Deci astăzi nu contează dacă e comitet, dacă este timp de cânta la cor, orice ar fi, dacă eu n-am avut timpul cu Dumnezeu, una din aceste lucruri trebuie să fie dată la o parte ca să am timpul cu Dumnezeu. Jesus himself said, I can do nothing without my Father. Domnul Iisus însuși a zis, eu nu pot face nimic fără Tatăl. You can only imagine how much we can do without our time
with God. Și puteți să vă dați seama ce putem face noi fără timpul nostru cu Dumnezeu. So we come to the final verse today, John 20, a few verses below, chapter 20, verses 19 to 21. Am ajuns la ultimul verset pentru astăzi, Ioan 20, 19 la 21. Then the same day at evening, that this will be on Sunday after resurrection, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had said so, he showed unto him his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then Jesus said to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, Pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa v-am trimis și eu pe voi. In less than 1 minute, Jesus said twice, Peace unto you. În mai puțin de un minut, de două ori Domnul Iisus zice, Pace vouă! Now to whom did he say peace unto you? Și cui a zis el pace vouă? He told peace unto you to Peter who had recently denied him. I-a spus lui Petru care de curând l-a tăgăduit. He said peace unto you to the other 10 that ran away. A spus pace vouă celor 10 care fugiseră. May we always bring an attitude and a message of peace wherever we go and with whoever we meet. Fie să putem purta un mesaj de pace oriunde mergem și cu oricine ne întâlnim. And then Jesus says, as my Father has sent me, even so I send you. Și apoi a zis, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Because I cannot be in this world. People have to see me in you. Pentru că eu nu rămân în această lume. Oamenii trebuie să mă vadă pe mine prin dumneavoastră. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people. Când caracterul lui Hristos va fi perfect reprodus în poporul său. Then he will come to claim them as his own. Atunci el va veni și va lua la el pe ai lui. May this be our experience. Aceasta să fie și experiența noastră. Amen. Și acum vom închide prin cântare. Invit pe tinerii bisericii să mi se alăture și ei vor conduce adunarea în cântare. Vom începe cu imnul 80, un imn deosebit de frumos și de potrivit pentru dimineața aceasta. O Iisus, ce dulce nume! Thank you.
Tată iubit, te adorăm cu bucurie. Este imnul 44. Vă invit să cântăm din nou o a doua cântare. Acest program cu cântarea 233. Lângă Iisus am găsit pacea sfântă. Thank you.
Let's take a few seconds to pray personally to God. Să ne luăm 30 de secunde să ne rugăm personal Domnului.